O adevărată amenințare pentru actualul sistem monetar. Este un lucru care trebuia să se întâmple de mult. Bine, încă nu s-a întâmplat, dar se va întâmpla în august. Din păcate, se întâmplă chiar din partea țărilor care nu sunt de partea noastră, adică de fapt noi nu suntem de partea lor. Nu comentez absolut nimic legat de război, e nasol, dar cum există propagandă rusă, să știți că asta nu înseamnă că nu poate să fie propagandă europeană sau americană. Adevăratele motive și probleme și conflicte, noi ăștia de rând, nu le cunoaștem. Așa că ne dăm degeaba cu părerea. Ideea este că BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, de aici a plecat de fapt cu BRIC și după aia a venit Africa de Sud, BRICS, și se înscriu din ce în ce mai multe țări. Arabi, Mexic, America de Sud, China, deci ce să mai e, se înscriu din ce în ce mai multe țări. Vorbim de, adică sunt undeva la 30 de țări care sunt și vor să participe în sistemul ăsta BRICS, care, el e, cum să zic, a început prin 2009 să construiască la el, iar Rusia își dorește, împreună cu China, să vină cu gold-backed currency, adică cu un gold standard, adică cu bani care sunt indexați la metal, la commodities. De ce? Foarte simplu, am mai discutat despre treaba asta. Vii cu, eu, arab, da? Eu sunt Muhammad, sau cum îl cheamă pe arabete, da? Din Kuwait, din Qatar, din UAE, etc., da? Bun. Și vă promit eu arme, siguranță, la la la, că eu sunt SUA. Eu am dolar, eu am World Reserve Status, dolarul, cea mai tare armată, voi sunteți mici, noi vă protejăm, dar voi faceți ce zicem noi, adică voi vindeți petrolul la tot globul, dar în dolari. Și de aici are o naștere petrodolarul. Bun, între timp, arabii nu prea mai vor ei așa să facă pe plac, cum a zis prințul, we do not want to please anymore the United States. Asta a spus, nu știu ce, prinț din Arabia Saudită, nu știu cum îl cheamă. Bun, și pe același model, așa zic toți, și Africa de Sud. Nu mai vrem, ăia nu mai vrem, ăia nu mai vrem, ăia nu mai vrem. Dolari, dolari, dolari. A început deja procesul de de-dollarization. Sunt sigur că SUA o să ia niște măsuri, niște ceva să combată. Acum toți dolarii care au fost printați și trimiși la aceste țări, sau toată datoria SUA care a fost cumpărată de diverse țări și instituții, ușor, 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 tot dolarii o să se întoarcă înapoi, care va genera o inflație mamut. Toate monedele mondiale, în momentul de față, sunt fiat currencies, inclusiv leul nostru. Leu, dolar, euro, liră, ce vrei tu, ce monedă vrei tu, fiat currency. Adică o monedă care are valoare numai pe bază de, în ghilimele, credință, tu crezi în ea, credință care este foarte mult stimulată sau dată de către guvernul țării respective. Dacă ție Isărescu spune că leul ăsta îți cumpără microfonul ăsta, eu cred că mă duc și îmi cumpăr. Dar dacă lumea nu mai are încredere, leu se prăbușește și Isărescu spune, bă, leu, dar asta nu prea mai are valoare, nasol. Deci nu are ceva în spate. Rolul banilor este să, cum să zic, dacă tu produci bucata asta de piston, da? Și eu produc bucata asta de telefon, eu produc ceva și tu produci ceva. Bun, să zicem că stai la același preț. Păi hai că facem swap așa. E, între astea două trebuie să existe un mijloc de exchange transparent, de încredere, care poate fi foarte puțin sau deloc manipulabil. Dacă vrei să înveți mai multe despre metale prețioase, despre investiții, despre ce înseamnă independența financiară sau despre mentalitatea, despre modul de gândire, abordarea pe care eu am folosit-o pentru a crește, pentru a-mi crește portofoliul de investiții, te aștept pe site-ul meu pe Teachable. Acolo ai și un bundle cu reducere dacă vrei să cumperi toate cursurile mele. Și putem să cădem de acord că, uite, moneda asta de platină de 1x10 OZ, mamă ce grea e, cât de mică e, 1x10 OZ înseamnă, adică 1x10 unci, adică 0,311 unci, adică vreo 3,11 grame are asta, de platină. Gramul de platină e, adică uncia de platină e vreo 800 de euro, asta e 80 de euro. Și trebuie să facem amândoi o corelație, astfel încât, bă, cât valorează moneda asta? E, când faci tu totul digital, hârtii, maculatură și printezi bani din nimic, vor fi țări care o să muncească cu toată energia lor, a țării, etc., resursele țării, să-ți producă asta, dar tu în loc să-i dai un ban cinstit, finit,
care nu e manipulabil, pe care îl obții greu, în care credem amândoi, tu îi zici, ia un cec de $1,000,000. Hârtia asta, printat din Pix. Adică eu am muncit și am extras și mi-am transpirat și tu ai tastat 3 butoane, ai creat bani. Nu așa funcționează lucrurile. De aceea, țările membre BRICS s-au cam săturat de vrăjala asta. Printăm noi bani din vrăjală, dai cu cardul, ți-ai dă mâncare, manipulezi banii, injectezi lichiditate ca să eviți tu nu știu ce criză și tot sistemul ăsta este deja piramidal. Dacă nu-i mai injectezi bani, respectiv împrumut, printare, se prăbușește. De aceea, cine a studiat, sunt de aproape sistemul economic, a ajuns la concluzia că acest sistem financiar actual este necinstit. Îi penalizez pe aia care muncesc și economisesc și îi răsplătești pe aia care, în ghilimele, fură, în sensul că injectează bani în economie și primii care beneficiază de puterea de cumpărare a acelor bani sunt aia care creează banii, implicit guvernele, implicit și la noi aceeași poveste. Adică, de ce să tai salariile ca în 2008 cu 25% ca să iasă average Joe Dorel în stradă că e tăiat din salariu, 25%, când poți să injectezi bani în piață, să-ți iei tu direct și diluezi banii lui Dorel prin inflație și spui lui Dorel că inflația este pentru că OMV și Petrom sau eu știu ce stații de benzinărie sau ce companie au mărit prețul la țiței și la benzină și că sunt hoți și că de-aia inflație, că sunt aia hoți, că vor profit mare. Nu. Firmele alea se ajustează, își ajustează prețul în funcție de petrol, în funcție de cum e la bursă. Că dacă ar vinde Petrom cu 4 lei și peste graniță la ce firmă locală e în Ungaria, vinde cu 8 lei, cât 9 lei ajustat după bursă, o să vină toți ungurii aici să cumpere ca disperații benzină și o să crească cererea, astfel încât o să ajungă la un moment dat prețul să se echilibreze. Și atunci e simplu, mergi pe cotație. Foarte simplu. Da, vezi, statul nu-ți spune, bă, nesimțiților, ați mărit prețul, inflație. Să nu mai spun că după prețul ăla au cotizat TVA, dividend, accize, da? Tot voi încasați cel mai mult? Tot voi faceți scandal? Nu. E mascaradă, multă mascaradă. Dar pentru care aceste țări, care dețin foarte multe resurse, implicit Rusia și China, China are foarte mulți oameni, foarte multă mână de lucru ieftină, iar Rusia are foarte multe resurse naturale, că aia nu e țară, aia e două continente. E doi ori Europa continent. Ok, munți, e frig, e urât, dar sunt niște resurse pe acolo pe care le găsești doar în Rusia sau majoritar în Rusia, pentru care paladiu, gaz, petrol, etc. Adică sunt foarte multe resurse acolo. Tu deja când te aliezi cu niște țări care dețin resurse, oameni, mâncare, apă, și vorbești, deci vorbești de toate aceste țări însumează cel puțin 60% din populația globului. Ce? SUA are 300 de milioane, Canada are câteva la fel, Europa vreo 4, nu știu exact care Europa, 300-500 de milioane, mai mult nu are. Deci dacă le adunăm pe toate țările care nu sunt în BRICS, nu știu dacă sunt un miliard jumate. Restul vor să se ducă către BRICS. Bine, acum multe care sunt încă în teren neutru, nu sunt niciunde. Dar peste jumătate din populația globului se duc către BRICS, adică numai ca populație vorbim doar atâta, India, China, sunt aproape 3 miliarde, 2 miliarde jumate, 3 miliarde, India, China, 2 miliarde jumate, plus celelalte, Rusia, Arabia, Asia, Mexic, ne ducem 4 miliarde, 4 miliarde ne apropiem de jumătate, care vor în BRICS. Deci odată, oameni, aur, voi credeți că China are doar 2000 de tone de aur? Fun fact, doar să vă gândiți în liniște. Rezerva oficială de aur a Statelor Unite este de 8.000 de tone de aur. La cât e prețul actual al aurului? Punem aproximăm $2,000 pe uncie, care înseamnă vreo... Dacă calculăm cât costă... Deci un kilogram de aur înseamnă acum $64,000. Tona înseamnă vreo $64 de milioane. 1.000 de tone înseamnă $64 de miliarde, ori 8, 500 și un pic de miliarde de dolari este rezerva totală de aur a Statelor Unite. De când au ridicat plafonul până în prezent, la debt ceiling, scandal și așa mai departe, au împrumutat sau, mă rog, datoria a crescut cu peste $800 de miliarde. Deci, cu alte cuvinte, ei au împrumutat cam de 10.000 de tone de aur, dolari, sau creat dolari, așa. S-au cam săturat țările astea
de treaba asta și vor să vină cu un sistem transparent de plată. Dacă BRICS vine cu un nou sistem monetar care se bazează pe aur, real money, honest money, finit, vechi, toate băncile centrale acum au acumulat aur, s-ar putea ca dolarul să dispară repede din schemă. Adică să se deprecieze foarte mult și foarte rapid. E o chestiune de timp. Adică, eu așa o văd. Nu mi-aș ține averea în dolari sau în companii din SUA. Cu siguranță companiile mari care au business în alte țări se relochează, găsesc metode juridice să continue activitatea, iar SUA e ca un fel de imperiu. Orice imperiu, la un moment dat, a căzut. Deci, imperiile au căzut. Toate sistemele monetare, mai devreme sau mai târziu, au căzut. În medie, un sistem monetar ține între 30 și 50 de ani. Ăsta de când dolarul e World Reserve Currency, adică din 1944 Bretton Woods, se fac cam spre 80, adică ar fi cazul să, hai, riba, go, știi? Și s-ar putea ca BRICS să fie exact catalizatorul pentru această schimbare. Ce vreau să spun cu asta? Trebuie să cumpărăm acum toți ca disperați aur? Nu. Doar să fim conștienți de aceste detalii, să fim pe fază, să fim alerți. Un pic de aur la portofoliu oricui nu strică. Că e lanț, că e lingou, că e bine să ai. E bine să ai lucruri care nu se măsoară, adică pot fi măsurate în altceva decât bani. Proprietate, apartament, mașină, teren, metal, alte bunuri. Că bunurile de zi cu zi se vor reevalua, vor avea alt preț sau preț în altceva. Și atunci dacă ai multe chestii fizice, utile, produc, sunt asset-uri active, produc, dividend, chirie, grâne, grâu, apă, se vor reevalua. Dacă n-ai decât un BMW și bani la bancă, s-ar putea ca mâine, fără să-ți dai seama, să devii sărac. Adică pentru mine banii cash și banii în bancă și cifre pe display nu sunt decât pentru stresul necesar. Sunt oameni care, din păcate, au toți banii, toată munca lor de o viață, în bancă sau într-o vilă sau în porcării care se depreciază. Mașini, ceasuri, mașini și atât. Contează foarte mult aceste detalii pentru că la sfârșitul zilei vei fi afectat sau vei câștiga. În general, aceste schimbări majore în economie, criză, sistem monetar, hiperinflație, inflație, întotdeauna când cineva pierde grav, există la capătul opus cineva care câștigă. Se fac transferuri de avere. Tot ceea ce trebuie să faci este să te poziționezi astfel încât, să studiezi totul astfel încât, să fii de partea care trebuie, în partea câștigătoare. Aia contează cel. Așa că BRICS, august, deci prima jumătate a lunii august, nu mai știu, 15-20, este summitul în Africa de Sud, a țărilor membre BRICS și vor anunța un nou reserve currency. Asta o să vedem dacă se va întâmpla, dar sunt șanse mari. O nouă monedă indexată la aur, care poate fi fizică sau digitală. Dacă o să meargă pe același principiu ca Statele Unite, SUA în 44 a zis, bă, avem 25.000 tone de aur, avem cea mai șmecheră armată din lume, am ieșit triumfătorii cu războiul mondial, deci noi suntem cei mai șmecheri, noi dictăm legile. Voi, restul fraierilor, ne ascultați pe noi, da? Bun. Dacă vin ăștia cu aceeași vrăjeală, noi avem 100.000 de tone de aur, voi aveți 8.000, sunteți praf. China și Rusia avem cele mai tari arme nucleare și avem cel mai mare număr de oameni, 4 miliarde, voi ăștia 500 de milioane plecați acasă la muncă. De astăzi noi facem regulile. Ce o să faci? SUA? Să dai cu bomba în ei? Na, n-ai șansă. O să te conformezi. Cum s-au conformat alții în fața SUA, așa se vor conforma și alții în fața, așa se va conforma SUA în fața altora. Când amenințarea e mare și tu ești neputincios și cu o țară plină de cretini, că prea multă libertate și prea multă civilizație naște cretini. Nu e valabil doar la SUA, e valabil în toată Europa. Vreau o țară mai civilizată, vreau, unde vrem să apasă tasta 1, apasă tasta 2, dacă ți-e rău, ia pilula neagră, albastră, dacă ești ok, ia pilula roșie. Așa vei să ajungi în țară de aia civilizată? Nu, frate, lasă, că e mai bine la noi. O să se bată mult să vină la noi în România pe ideea asta cu țară civilizată, 1000 de camere, 1000 de controle, 1000 de porcării. Adică sunt mulți oameni care nu agrează sistemul ăsta mega controlat, mega civilizat. Și sunt mulți care sunt plecați prin afară care spun treaba asta.
Da, noi mereu zicem, domne, dacă vrem o țară ca, vrem o țară ca afară. Da, voi vezi o țară ca afară cu cașcaval și cu mașini și cu condiții, frumos, totul curat, dar vrei taxe din România tu. Deci tu vrei o combinație între România și... Tu vrei avantajele din România cu avantajele din Germania. A, nu merge. O să ai avantaje, dezavantaje acolo, avantaje, dezavantaje aici, care nu le poți compara. Ce ai acolo, n-ai aici, ce ai aici, n-ai acolo. Simplu. Foarte simplu. Așa că urmăriți de aproape BRICS. Sunt foarte multe documentare pe care eu le-am ascultat și multe pe care nu le-am ascultat. Sunt multe informații care m-au pus pe gânduri. Așa că studiați, aveți Google cât puteți de mult despre BRICS și despre ceea ce se va întâmpla în august și despre câte țări vor să se alăture BRICS, ce amenințare e pentru SUA BRICS și pentru noi, că noi suntem cu SUA, noi suntem NATO, noi suntem cu americanii, forță. Bine. Mi-ar plăcea să fim neutri, dar na, nu ține de ce vrem noi, ține de ce fac boșii, Hanus americanul, mă rog, Iohannis, cu ce tâmpenii diplomatice înțelegeri există. Aștept și părerea voastră sau dacă aveți completări. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.